Salutare și bine ați venit, dragii mei prieteni. După cum vedeți, avem aici un monstru. Tocmai ce am achiziționat acest RTX 3070, deoarece și știți și voi foarte bine, pe live-uri aveam laguri și fel de fel de probleme cu, bă, iar se cadează, iar nu merge bine, și cum v-am promis că după ce vin din vacanță o să facem un upgrade la acest calculator bombă, să zicem. Acum, cu această placă video, zicem că nu o să mai avem probleme, deoarece am optat să băgăm o placă din seria 3000 și am ales o pasta cu 3070 de la GeForce Auros. Ținem cont că și placa de bază din interiorul acestui calculator este tot un Auros, tot de la Gigabyte. Avem un 32 de giga, un i9-9900K boys. Și ce să vă zic, placa care am avut-o înainte, am avut 1660 Ti, zic că și-a făcut până acum treaba, dar asta este, ce să facem. Și asta am vrut să facem și un unboxing, sau dacă am zis bine, nu am zis bine, o să desfacem cu voi, o să vedem și ce avem aici, ce ne vine în acest pachetel, o să desfacem și, de ce nu, o să și montăm în acest calculator, să vedem exact cum o să pice, dacă o să pice verticală sau orizontală. Noi suntem pregătiți, carcasa este și pentru vertical și orizontal, dar acum țin să menționez, vedem ce este înăuntru la această cutie, da? Haideți să o desfacem. Ce vă putem zice care? Un RGB cum îmi place mie, da? Cum avem noi aici un RGB, 8 GB, 4 ani de garanție. Dacă o faci pe site-ul de la Gigabyte, beneficiezi de garanție de 4 ani de zile, ceea ce nu este rău în momentele de față, care... Vă dați și seama că dacă ți se strică un produs, e mai greu să-l mai iei altul, că deoarece știți și voi că este o căruță de bani, să zicem așa. Placa a fost achiziționată de la 4IT. Mulțumim frumos că am pus mâna foarte repede pe ea, deoarece am achiziționat-o în weekend, sâmbătă, și astăzi fiind luni, zap cu niște telefoane. Puf, a mers și am ridicat-o de la ei. Bun, haideți să vedem, că nici nu știu cum să o deși desfac. Am și un pic emoții, nu vreau să rup cutia la această carcasă. Haideți să dăm așa ușor, nu știu, să și vedeți și voi. Hai că am să-mi bat un pic, boys. Așa, o să o desfacem aici frumos. Dăm așa forță. Desfacem, pac, frumos, ia să vedem aici. Opa. Aici vine direct... într-o cutie frumușică, da? Este cam brandul lor la cutiile astea, cum pun ei. Și aici să vedem ce avem. Avem în felul următor un plic, cred că. Un plic, băi, ăștia, un plic. Avem aici, ce avem aici? Să nu zici că avem niște manuale care astea chiar nu ne interesează. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Țacă, mă, ce aveți? E cam gol. Așa, bun. Cred că presupun că aici din aceste documente îți dai seama ceea ce ai achiziționat. Haideți să-i dăm mai departe drumul. Mi-e și, cum să vă zic eu așa, emoție un pic. Ole, boys, ce aveți noi aici și așa? După cum se vede, avem și un sticker de la ei. Un sticker de la ei. Placa vine asamblată, sigilată, cam cum vin toate. Și nici nu știu din ce parte să o apuc. Haideți să vedem de aici. Hai că da. Hai de tată că nu e. O luăm așa frumos de aici, ca la țară. Bă, e pe bun, este sigilat aici, mă? Bă, ăștia a pus picătura să mă bată mai cât. Gata, glumeam. O dăm la o parte, după cum se vede, avem sigiliu pe ea, boys! Ceea ce este foarte bine, o urcăm și noi asta aici.
Haideți să-i dăm așa ușor. Deci facem disvirgilarea. Pac frumos. Este o placă extraordinar de mare, după cum se vede. Cer scuze, o scoatem îndată. Am scos această placă, după cum o vedeți. Niște ventilatoare, eu zic că o să aibă o răcire puternică. Asta o să o și vedem în testele de joc și de ce nu și pe live-uri. Dar după cum se vede, are o, cum să vă zic, chiar un design frumos. Are, bineînțeles, protecția de la PCI Express, RGB, și ce avem noi aici, după cum se vede, un display. Boys, aici o să avem temperatură tot, o să ne indice tot ce are placa. Vine cu alimentare 2x8 pini, ceea ce ne permite sursa, avem o sursă aici de 750. Eu zic că o să ducem fără nicio problemă Brio. Am avut o pasta veche care zic eu că și-a făcut treaba într-o care oare măsură. Așa că o să dăm jos pe GeForce GTX 1660 Ti și o să băgăm acest blender puternic, boys. Ceea ce te trebuie acum, o să-mi trebuiască o șurubență. O să facem asta la fel cu voi aici pe live. Aici e și-a frumos și după ce o să o asamblăm, o să-mi băgăm driverul, o să băgăm ceea ce trebuie la ea să fie totul ok. Am scos alimentarea, acum desfacem aici, avem o șurbență extrem de frumoasă. Nu vă dați seama cât a desfăcut asta pe la calculatoare. Mi-am luat și o șurbență puternică. Mai stă prinsă într-un șurubel. Ia să vedem acum. Hopa! Face și noi dimensiunile între ele. Hop! Ia să vedem. Prindem aici, are clemuța. Hop! Hop! Ha, boys, hai să vedem, boys, ce avem aici. Asta este de la Asus, mai exact Strix 1660 de la Boshi. Și asta era destul de bunicică, dar nu pentru ceea ce făceam eu. În timp a venit monstru Blunders. Aici, o vedeți, este de la Republic of Gamers, cei de la Asus. Și ca diagonală, nici nu știu cum să o facem, boys. Ia să vedem așa. Cam tot ăla este. Cam tot ăla este pe aici. Cred că o să meargă și montajul în picioare. Ne luăm rămas bun de la ea. Nu o să o vindem. O să o lăsăm aici pentru orice problemă, că ne putem sprijini. Ați văzut și voi în zilele de astăzi, o placă video este o grămadă de bani. Aici ce o să fie problemă, o să vedem dacă o să încape, sau să încape așa, da, sau dacă nu, o punem în verticală, da, o punem normală, așa, boys, așa direct unde vine mama ei. Bun. Fiind toate spuse, haideți să-i trecem la treabă, să o și montăm, ca să nu mai țin să precizez că am mai comandat o chestie care vine sprijinită, dar încă nu a venit și aia o să fie de folos, deoarece și fiindcă placa este foarte, foarte mare. Acum să vedem și cum va intra aici. Mamă, avem emoții, boys. Ne cam... Hai, că am făcut-o, boys, a ales. Ai tase să dăm țaca la o parte, făceam știu. Dar știți, mă ține aici cele din pe spate de la... Ia să vedem că mă ține, da. Aceste piciorușe văd că nu-mi permite a băga placa în interior. Asta era, că altfel făceam pe știu. Ia să vedem aici. Hop. Ia vedeți. Hop. Noi dăm drumul, da? O ținem aici pe poziții, boys. Punem acum repede
Și îmi cer scuze, n-am mai avut memorie la telefon. Și asta nu mai ține cu mine. Strângem aici șurubelul, da? Frumos. O să prindem acum, după cum se vede, a început să se lase ușor, ușor, ușor. Ia să vedem aici. Pac înapoi, prindem ăsta binișor. Bam. O prindem aici. Bine, vedeți? Se cam lasă așa și dacă nu, o să punem aici o chestie, gen, eu am comandat un suport pentru placă video. E un bețișor, știți? Sau voi puteți să faceți o improvizație gen cu o cartelă sau, nu știu, un bețișor. Deoarece dacă o să lase în partea salantă, cum să zic eu aici, o să forțați suportul care intră placa video, mai exact, o să se bubuiască, da? Cer scuze, am și un pic de astea, cum se cheamă, gemoții. Acum trebuie să mai scoatem că în calculator aici eu am mai avut o altă sursă pe timp de garanție și am avut aici alimentările pregătite. O să facem în așa fel, să o punem aici, dar sperăm să ne ajungă. Și trebuie alimentată cele două locații. O să-i dăm drumul și o să instalăm îndată. E cam locul cam strâmt aici, boys. O să cam forțăm aici o idee. Ne cam permite. Odată a intrat ăsta, îl băgăm și pe al doilea boys. Haide mă că nu intrăm. Așa. Și acum să vedem care îl punem, cred că îl punem pe ăsta de probă. E aceeași combinație. Hop. Și aici încă o dată. N-am făcut bine și ori. Ia să vedem. Gata. Boys, după cum se vede, este plantată în momentul de față placa 3070 de la RTX. Așa că nu mai rămâne decât să-l ducem la locul lui, să-i dăm drumul și să-i instalăm driverul. Nu știu, o să-i facem și niște teste, o să ne auzim pe live-uri și acolo o să vedeți și voi și o să spuneți dacă s-a meritat investiția pe această placă. Eu v-am pupat, eu sunt Tolea și ne reauzim pe live-uri, boys. V-am pupat!